diferențiate, pentru că, într-adevăr, pentru comunități este mult mai bine, pentru că cel care selectează plătește mai puțin. Cel care nu selectează, automat plătește un tarif mai mare. Sincer să fiu, trebuia aprobat de anul trecut. E bine că s-a aprobat totuși și anul acum, pentru că, într-adevăr, cetățeanul trebuie să fie conștient că dacă selectează, el plătește din ce în ce mai puțin la gunoiul menajer. Au fost totuși și primari care au reclamat faptul că este dificil, dificilă această procedură. Da, știți ce se întâmplă? Mai dificil o să fie în momentul când se duce la cetățean acasă și la fracția selectată o să găsească și gunoi menajer sau sticle sau borcane infestate. Atunci, într-adevăr, s-ar putea să le treacă la gunoiul neselectat și să plătească tarif majorat. De aceea, eu rog toți cetățenii din județul Prahova, trebuie să înțeleagă că în momentul când pune un PET, o sticlă de sticlă, trebuie să o plătească. Nu trebuie să o spele acum cine știe ce, dar să o plătească, să nu fie plină de lapte, de brânză, de iaurt, de muștar sau de... Trebuie cât de cât clătite ca să nu infesteze și celelalte sticle sau peturi care sunt puse la gunoiul selectiv.